Salut, dragilor, și bine v-am regăsit. Din vară, de la ultima mea intervenție filmată, la ultima discuție despre nebunia asta care ne macină zârlele zi de zi, s-au întâmplat multe. Am stat eu așa și am cugetat. Nu știu, mai mult am stat, mai mult am cugetat. Dar, în tot cazul, am ajuns la o concluzie. Mă, am zis așa că, știți, la ultima filmare v-am prezentat planul meu, programul meu de imunizare și de întărire a organismului. Mă, stând așa și cujetând, mi-am zis, bă, ok, ne imunizăm noi în fiecare zi, dar n-ar fi mai bine să mă gândesc la conceperea unui vaccin. Mă, zișul făcut, m-am pus pe treabă, vă spun eu, m-am pus rău de tot pe treabă, știi? Și până la urmă, într-adevăr, am descoperit vaccinul și o să vedeți în direct momentul în care mă voi vaccina. Am să vă spun și câteva cuvinte despre vaccin și iarăși câteva cuvinte despre noua ordine mondială sau New Order, cum ar zice Ionul nostru din capul satului, John, din Australia. S-a mulți ani în Australia, să dai Dumnezeu sănătate la John. Deci așa, bă, New Order. No, noi zicem noua ordine mondială. Dar după ce o să stați să mă ascultați, o să vă dați seama că până la urmă e noua dezordine mondială, nici măcar ordine, noua dezordine mondială. Bun. Dacă vă uitați așa bine pe masă, sunt foarte bine, foarte bine pregătit să discutăm despre ordine și despre vaccin. Dacă vedeți, toate produsele din jurul meu le-am ordonat așa frumos pe masă, în vechea orânduire românească, vechea orânduire ardelenească. Deci ce vedeți aici pe masă, totul face parte din vechea orânduire. Totul pus aliniat, dacă puteți observa, dovleci de copți extraordinari puși la cuptor, sunt superb delicioși la gust, vedeți? I-am pus în piramidă, varza în piramidă, toate fructele așezate în piramidă, simbolul vechii noastre orânduiri românești. Așa, vedeți? Și aici totul e aliniat, totul e perfect aranjat. Bun, ok. Vreau acum să încep să discut despre noul vaccin găsit de mine. Știți, lumea care nu ne cunoaște, adică nu în ardelenii, zic, bă, voi ardelenii sunteți foarte înceți. Bă, da, mă, suntem înceți, nu, dar știți de ce suntem înceți? Pentru că dăm răgaz și celorlalți să ne ajungă din urmă. No. Cum ați văzut, toată lumea asta umblă să caute vaccin, toate țările astea, toate zi. Laboratoarele astea caută. Eu am descoperit cu câteva luni înaintea lor, am descoperit vaccinul. Bun. Haideți să vă spun ceva despre vaccin. Vaccinul pe care l-am gândit eu, e un vaccin inteligent. Și vă spun și de ce e inteligent. Un vaccin inteligent și hexavalent. Adică hexavalent. Ce înseamnă în mintea mea hexavalent? Adică acțiunea lui, protecția lui, e pe 6 ani. 6 ani, dacă te imunizezi cu acest vaccin, 6 ani vă garantez că nu aveți nicio treabă. Dar aici există acolo niște informații, niște substraturi, așa în parte o să vă spun. No, acum, ce trebuie să știți de ce e inteligent? Aici pe pământul meu, am descoperit și așa din întâmplare că ar exista mișună prin pământul meu, mișună bio-nanoboții.
bio-nanoboții. Nu știu de unde, încă n-am stat să mă gândesc de unde au apărut pe pământul meu bio-nanoboții. Mă gândesc că de la găinațul de găină, de la gunoiul de graști și probabil că de azi sunt bio-nanoboți. Ok. Care e treaba cu bio-nanoboții ăștia? Ei stau acolo în pământ, acolo și își fac treaba, vedeți? Uitați aici, produsele, vedeți? Ei își fac treaba acolo, dar ei nu iasă la suprafață, adică nu iasă, nu ni se arată, decât sub forma extractului de prună, a pălincii de prună, știți? Prin seva prunului, ei iasă afară la lumină și ne arată nouă că ei există. Bun, deci, vaccinul hexavalent. Întotdeauna, deci, vedeți, am aici 1, 2, 3, 4, 5, 6 pare, 6 sticluțe cu pălincă de 6 tipuri diferite. Pentru că doar pălinca de prună conține bio-nanoboți, e foarte important să începem cu pălinca de prună. Și vă spun de ce. Pentru că acești nanoboți, înghițând pălinca de prună, acești nanoboți intră în organism și ce fac? Să învălui ADN-ul ăla nostru la spiranlat acolo, să învârte în jurul lui, să conectează cu ADN-ul nostru uman, știți așa, să învârtoșează în jurul lui și intră în cele mai ascunse colțuri și ADN-ul nostru. Și ce fac acești bio-nanoboți? Creează un scut, un shield, un scut foarte inteligent. Un scut împotriva carcalacului de câmpie, știți? Sau carcalacului ce umblă pe și pe, sau carcalacul de deal, știți? Împotriva lui. Bun. O să încep cu prima porțiune de pălincă de prună. Wow! Acum aștept, trebuie să așteptăm un timp ca bio-nanoboții să răspândească în tot organismul, în tot ADN-ul nostru și să facă primul scut inteligent. Inteligent. Bun. Ce face acest scut inteligent? Acest scut inteligent acționează, deci vă spun, el și ca o poartă, el identifică tulpina carcalacului. Deci, ce face el? Stai, Abraham, vine carcalacul, vine tulpina, zic, hop, stai așa! Ce tulpină ești? Păi, 2019. Bun, ok, stai așa. No, pe tulpina de 2019 acționează pruna. Ok. Acum, avantajul bio-nanoboților și a scutului acesta inteligent este pe următorii ani. Ok, din prima își face efectul vaccinul de prună. 2019 garantat protejat. Bun, vine 2020, bate la ușă, vine o nouă tulpină, atunci vine scutul, portarul, ADN-ul îi spune, hop, iată așa, ce tulpină ești, 2020, bun, și atunci, bă, stai așa un pic, ca să pare că, până la urmă, simt așa până în vârful degetelor la picioare și în vârful părului, că s-au instalat bio-nanoboții, așa și-au intrat în organism și își fac ăsta. Acum urmează, bine, după ce s-a făcut efectul, urmează protecția și vaccinul pe 2020. Vedeți? Bun. Încă ceva. După cum vedeți, rânduiala noastră, așa, vedeți, fiecare cescuță e pusă cu toarta pe mâna dreaptă. Ești dreptaci, deci atenție mare la detalii, sunt foarte importante detaliile astea. Dacă ești dreptaci, ai tortița pe partea dreaptă, dacă ești stângaci, ai pe partea stângă. Deci atenție mare. Bun. Acum că
Am deschis calea cu Pălinca de Prună, unica care are bionanoboți. Acum continuăm și dăm vaccinul pentru următorul an. De mere. De mere. Așa. Ok. Bun, punem aici merele. Acum nu mai trebuie să așteptăm. Eventual putem povesti între. Acum nu mai putem aștepta. Singurul moment de așteptare era cu Pălinca de Prună, cea care conține bionanoboții. Așa. Bun. Între timp să nu ne grăbim. Nu trebuie să te grăbești aici. Să aștepți, să nu ne grăbim. Bun. Acum, până să așează și vaccinul de mere, vreau să spun că deci să vorbim despre noua ordine mondială sau New Order. Bă, fraților, pe masa asta totul e rânduială, vechea rânduială. Bă, ce om dus cu Pluta, ce om nebun, dement. Vrea să facă ordine acolo unde deja există ordine. Ce e aia, bă, demență, bă, opriți-vă, bă, e ordine, ordinea noastră veche. Vreau să schimbați voi așa, în ce să schimbați, mă, dacă e ordine? A, da, cum spuneam eu adineori, vreți să faceți dezordine în ordine, nu așa, da, nu, acum putem discuta de noua dezordine mondială. Ia uitați-vă aici, băieți ăștia, Rockefeller, Bill Gates, Soros ăștia, mai nou și Joe Biden ăsta care a câștigat alegerile în America, ăștia de partea aia, de partea noi dezordini mondiale, bă, ăștia vreau să ne priveze, bă, ia uitați-vă, bă, ce doblaș frumos, mă. Ia uitați aici, bă, ceapă, bă, ceapă roșie, bă, de pe pământ, bio, bă, fraților, bio, mare, bio nanoboții din gunoiul de graști, au făcut așa de mare. Ia uitați-vă aici, niște mere extraordinare, pere, alte mere, vedeți? Bun. Ce avem aici? Avem cartofi mov. Nu știu dacă ați văzut, au miezul mov și pireul de cartof va ieși mov. Am cartofi aici, cartofi roșii. Bă, fraților, ia să vă arăt eu ceva aici. Ia uitați-vă aici. Ia uitați-vă, gutuie bio. Ăștia vreau să ne priveze de așa ceva. Uite aici, mare, zămoasă, aromată. Bă. Uite aici. Și ăștia vreau ca să toate astea să nu mai existe pentru noi și să ne cumpărăm produse din super hipermarketurile lor acolo, îndesate cu tot felul de chimicale, tot felul de prostii, tot felul de temerci bazaconii, mai bagă ăștia, mă. Uite, vedeți, noua dezordine mondială vrea pe noi să ne priveze de vechea orânduire românească, ardelenească, românească. Uitați aici. Varză. Nu e de la mine de pe câmp, dar e cumpărată de la un cultivator din Dumbrăveni de varză, domnul profesor Somboti. Bun. Povestim, ne întoarcem imediat la varză, e timpul să-mi iau vaccinul de pere. Următorul an. Protecție pentru următorul an. Probabil pentru tulpina din 2021. Că avem așa. 2019, 2020, 2021. Ok. Stai și în sănătoși. Bun. Pere, bă, din Asia. Bun, facem rânduială aici. Bun, ia să ne întoarcem la varza noastră, la verzele noastre. Bun, verzele astea vreau să pun la murat. Verzele astea trebuie să ajungă varză murată. Pentru că vreau ca soția mea să facă de Crăciun, să facă sărmăluță. Deci, bă, acel Crăciun pe care Grinch ăla mare și încruntat
Din deal, din deal, de acolo, de la Cotroceni, de acolo. Ăsta vrea, mă, să ne fure Crăciunul, mă, Grinci ăsta, Grinci, un cruntac, mă, vrea să ne fure Crăciunul, bă, oameni buni, bă, ia, bă, treziți-vă, bă, bă, ce face, bă, sărmăluța, bă, ok, o mâncăm în familie, sărmăluța, bă, dar sărmăluța aia, de atâtea ore trebuie să o împărțim și cu alții, bă, și cu oamenii sărmani, mă, și cu prietenii, și cu rudele noastre, bă, nu putem să fim egoiști, bă, să mâncăm sărmăluța aia bună numai noi, mă. Bă, trebuie să dăm și la alții, bă. Și uite, bă, că vine Grinch ăsta și declară de acum, cu o lună și ceva înainte, ne declară că ăsta ne fură Crăciunul. Bă, ce lume trăim, bă, când vine hoțul și zice că, bă, te voi fura, bă. Și nimeni nu ia nicio măsură, bă. Ne fură ăsta Crăciunul și toată lumea tace și stăm așa pasiv să ne fure Crăciunul. Bă, reale vremuri am ajuns, pe cuvântul meu, dacă nu. Bun. Încă ceva, apropo de varză, de varza murată, bă, varza asta murată produce, bă, produce moare, bă. Bă, fraților, moare aia, cel mai bun medicament pentru mahmureala de dimineață, bă. Bă, vine ăla, felcerul ăla anestezist, anti-alcool, anti-femei, anti-beutură, anti-tot, vine și spune, bă, stați acasă, gata cu zilele de naștere, gata cu petrecerile, gata cu nunțurile, cu botezurile. Gata cu revelionele, mă! Păi, bă, fratele meu, să strică bunătate de moare, mă! Păi dacă noi nu petrecem seara, păi da, ce facem? Nu mai dăm ocazia, nu mai avem ocazia să ne tratăm cu moare, mă! Habar, n-aveți, mă, ce înseamnă aia să te tratezi dimineața după mahmureală cu o cană de moare rece, luată direct din chiniță, mă! Hai, Dumnezeule, dar rele vremuri am ajuns! Bun! Vaccinul de pere și-a făcut efectul. Acum trecem la vaccinul de vișine. Deci, ca protecție pentru următorul an. Bun. Punem aici cu rânduială. Bă, simți cum se plimbă. Cum să plimbă vișina prin gură, mai așa face ping pong, ping pong. Extraordinar, super. Bun, pe 4 ani, deja pe 4 ani m-am vaccinat. Bun. Unde am rămas, bă, fraților? Bă, la noua dezordine, dezordine mondială. Bă, voi vă dați seama, bă, ce vreau ăștia cu noi, bă? Bă, voi vă dați seama ce vreau ăștia cu noi, bă? Să nu mai putem mânca noi un fruct de calitate, o legumă de calitate, un bostan, un dobleac, o ceapă adevărată, bă. Vă credeți că cu slana noastră ardelenească merge să mănânci cu orice ceapă, bă? Bă, terminat, bă, ceapă, usturoi. Mâncăm usturoi din China, mă. A să ne bunim la cap, ceapă din Turcia, din Iran, din cine știi de unde le mai fac ăștia, sau... Bă, oameni buni, mă. Bun. Haideți să continuăm treaba cu vaccinul. De data asta, vaccinul de piersică. Bă! Știți? Opa, aici rom. Nu trebuie să fiți invidioși pe mine, pentru că... Deci, eu întotdeauna am împărțit și cu alții din ce am avut. Întotdeauna. În vară, cei care au fost la mine, toți cei care au fost în vară la mine, i-am vaccinat pe un an, doi ani. Nici, adevărul este, pe rușinea mea, nu era încă gata vaccinul hexavalent. I-am dat prietenilor mei și tuturor celor care au venit la mine un vaccin pentru 2-3 ani. Bun. Dar, știți, între timp am descoperit și că pe pământul meu trăiesc bio-nanoboții și că ei își fac cuibul în pălinca de prună, că de-aia e și așa de bună, nu credeți voi. Bun, ce am avut aici? Pălinca de chersică. Dumnezeule, Doamne, simt deja cum îmi cresc aripi, nu? No.
protecția pe 1, 2, 3, 4, 5 ani e deja mi-e garantată. Deci, bă, oameni buni, treaba în felul următor. Noi nu trebuie să acceptăm ca cei care au planuri cu noi, au planuri de-astea ascunse, diabolice, nu trebuie să le permitem să facă ce vreau cu noi. Știți că întotdeauna acești mai mari ai lumii, acești nenorociți care au bani de n-au ce face cu ei, la un moment dat au să creadă că planeta e a lor și că e o minge de fotbal și pot să joace cu ea miuța. Treaba este că acești oameni, acești demenți ai planetei, n-ar putea să-și ducă la bun sfârșit planurile lor diabolice fără cozile noastre de topor, trădătorii noștri de neam și țară, pe care cred că n-are rost să vii mai enumăr, că îi știți foarte bine. Noi n-ar mai trebui să permitem nimănui, absolut nimănui, niciunui trădător să ne fure, să ne vândă și să ne priveze de tot ce avem noi bun în țara asta. Vedeți? De tot ce avem noi bun în țara asta. Bun, acum ultimul vaccin e din caisă. Vedeți? Întotdeauna esențele tari se păstrează în sticluțe mici. Ok. Hai să o punem aici. Sănătate maximă vă doresc. Vai de capul meu. După cum vedeți, ați fost martorii la vaccinarea mea. Eu mă testez pe mine, eu nu îmi pun picele ca Putin sau ca alții și fac experimente pe alții, fiindcă eu nu fac niciun experiment, mă duc la sigur. Cu vaccinul meu mă duc la sigur. Vedeți? Vaccinul meu hexavalent. Mai aveam un vaccin, mai aveam vaccinul de gutui. N-am vrut să-l bag și pe cel de gutui să-l bag în vaccin. Că am zis că vaccinul de gutui îl păstrez pentru imunizarea, adică super imunizare, că deja îs imunizat. Am mai vorbim decât dacă ei să iau ceva de super imunizare. Asta e super imunizare, nu pot face decât cu pălinca de guturi. Priviți aici. Uitați aici. Bio, vă spun, sunt foarte, foarte zemoase, foarte aromate, fără chimicale, fără nimic. Probabil bio nano boții mei, care sunt ăștia autohton și bio, au contribuit la crearea acestei minunății de gutui. Așa, deci întorcându-ne la noua dezordine mondială, ce pot să vă spun? Că toți, cu mic, cu mare, de la cu țâța în gură până la cu barba în sură, trebuie să ne împotrivim la tot ceea ce știm noi că ne dăunează atât în prezent și cât și în viitor. Acum, în încheiere, vreau să vă doresc, așa, în mod ironic, și cum ar spune prietenul meu John, Ionul Linii, John din Australia, vreau să închei cu urarea: I wish you a happy new order and happy new lockdown. Asta pentru că de mâine încolo suntem martorii unui nou
blocaj economic, social și tot ce vreți voi. Dragii mei, ne așteaptă vremuri grele, extrem de grele. Depinde de noi cum trecem prin ele. Trebuie să fim puternici, trebuie să fim uniți. Trebuie să fim uniți, fiindcă, din câte am văzut eu în ultima perioadă, chiar și la mine la serviciu, domnește dezbinarea, domnește ura, domnește... Deci, oamenii încep să-și piardă rațiunea. Chiar dacă mai facem clipuri din astea ironice, pamflete, mai glumim, mai nu știu ce, lucruri foarte serioase, dar... sunt și momente când trebuie să ne destindem, așa. Filmarea de astăzi vrea una mai în glumă, mai în serios. Acum, fiecare dintre voi cum o considerați și cum o tratați. No, astea fiind spuse, eu, ca român adevărat, vă doresc sănătate, prosperitate, pace, liniște sufletească și vreau să le, totuși pe această cale, să le urez tuturor celor care poartă numele de Mihail și Gavril un sincer la mulți ani. Mulți dintre prietenii mei se numesc Mihail, vă salut pe toți și ne vedem când ne întâlnim. Asta fiind zis, o zi bună vă doresc!